tare m-ai emoționat, Andrada, dar uite, dacă tu iubești atât de... Da, și să știi că se întâmplă, dar odată la... Adică la cine mă impresionează, dar tu m-ai impresionat. Dar vrei să-mi faci mie o bucurie, ca eu la rândul să le fac lor o bucurie, lui Connector, lui Lora, lui Vasile și... Ne mai cânti o strofă dintr-o doină. Ai un timbru! Hai să vă spun! Ai un talent extraordinar în spate! Andrada! Sunt artiștii tăi! Andrada, știi de ce? Acum ad hoc, așa? Stai puțin! Dar știi de ce? Fata mea, eu m-am uitat și te-am studiat și crede-mă că știu foarte bine ce vorbesc. De obicei, cântărețele la pasaje, uite, e și dirijorul aici care poate să zică da sau nu, la pasajele grave, când trec într-o tonalitate mai gravă și după aia au de urcat, mai să fac grimase pe față, mai se strâng. Ea a luat-o direct. N-are. Fără nicio grimasă. Da? Mai faci tu o strofă, te rog. Da, uite, noi stăm aici și ne minunăm. Îi spui lui maestru. Ce vrei maestru tu? E... Iartă-mă, noi n-am aranjat asta. Se întâmplă lucruri ad hoc acum, aici. Acum, Ana, ne faci și nouă câte o plăcere. Ce vrei tu? O plăcere. Asta, o doină frumoasă. Aolo, ce timbru are, nu se poate. Da, și claritate. Ce, vorba ta ce lejer. Da, și nu s-a strâmbat, alții mai fac. Dale. Dar nu-i de strâmbătură, e păi de nu. Seninătatea ei, nu știu, vocea ei. Ascultați-mă, undeva în Oltenia, într-o comună numită... Prigoria. Într-un sat numit... Dobrana. Locuiește Andrada. Nimeni nu știa de ea până azi. Păi, da, Prigoria ce e? Ea e Prigorie, mă. Prigoria e privighetoare. Privighetoare? Sigur. N-am știut. Asta înseamnă? Da, este o pasăre. Bravo. Prigorie. Privighetoare. Ce legătură. Bravo, mașină. Bravo, ție. Am vrut să spun că interpretarea ta și glasul tău și timbrul tău, crede-mă că știu ce spun, poate să studieze, nu știu, un cântăreț sau o cântăreață, nu contează și nu fac referire neapărat la unul anume, 100 de ani și, nu poate să, și după 100 de ani nu poate să scoată ce ai scos tu aici. Bravo ție! Mulțumesc! Bravo! Lora, e fără cuvinte, vreau să vă reamintesc un lucru, că dintre toți bravo, rămâne unul singur. Oh, singur. Ne certăm. Bine că ne-ai coborât pe pământ. Mulțumesc, Andrei. Excelent. Bravo, Andrei.